Spuneați de domnul Curpan că postează în online o dezinformare, să spunem. Păi, da? Așa și este, nu cu așa zis. Este o dezinformare. Da, probabil, nu știu, nu-mi dau cu părerea, dar mă gândesc că domnul Curpan a fost dus în eroare de faptul că în propunerea de hotărâre de Consiliul Local se face referire la taxele din 2017 ca metodă de comparație, ca să spun păi da. Așa. Deci, proiectul de hotărâre a taxelor și impozitelor pentru anul 2019 este identic și la fel cu cum au fost majorate în decembrie 2017, da? Pentru anul 2018. Nu este absolut nicio modificare. Repet, singura modificare este scutirea de la plata impozitului pentru autoturismele hibrid și electrice.